transmit solidaritatea noastră și de asemenea gândurile bune pentru cei răniți, astfel încât starea lor sperăm să fie una, să evolueze înspre bine și totodată condamnăm astfel de atacuri care trebuie a fi nu doar condamnate, cred că trebuie o prevenție mult mai bună și lucrurile acestea cred că autoritățile din fiecare țară știu cel mai bine cum să răspundă. Eu vreau să transmit și să subliniez încă o dată, să transmit solidaritatea și condoleanțele către familia polițistului francez decedat și sprijinul nostru pentru autoritățile franceze în a combate ceea ce, iată, se întâmplă, din păcate, tot mai des în Europa.